Acest episod este susținut de Nameless, da? Acesta este numele canalului, unde Nameless se joacă CSGO. Dacă vă place CSGO și vreți comentariu interesant, abonați-vă, aveți link în descriere. Astăzi vom vorbi despre HPZN-4 de lucruri uimitoare despre corpul uman. Haideți să începem. Cel mai lung os din corpul uman este femurul. Poate susține de 30 de ori greutatea persoanei și gram pentru gram, femurul este mai puternic decât oțelul. Mesajele de la creierul uman circulă prin nervi cu o viteză de 322 de km la oră. La un adult, 25% din oase se află în picioare, iar gluteus maximus este cel mai mare mușchi al corpului. Uite-te la urechile și nasul tău, fă-le o poză pentru că mâine vor fi puțin mai mari, deoarece urechile și nasul nu încetează niciodată să crească. Bine, cresc foarte puțin. Iar 50% din puterea mâinii se bazează în degetul mic. Am încercat treaba asta, e adevărat. Dacă șirul de ADN uman ar fi întins, ar avea 15 miliarde de kilometri. Ar ajunge până la Pluto și înapoi. În gura unui om există mai multe bacterii decât oameni pe pământ, iar la 3 zile după moarte, enzimele care digeră mâncarea pe care o mănânci încep să digere persoana care mânca mâncarea. Atunci când faci un pas, dacă ești adult, vei folosi 200 de mușchi, iar scheletul uman se reînnoiește singur la fiecare 10 ani. Iar celulele din interiorul gurii omului sunt aceleași care compun și organele sexuale la femei. Faceți ce vreți cu informația asta. Dacă trăiești până la vârsta de 70 de ani și bei apă moderată, vei fi consumat aproape 30.000 de litri de apă. O bară de os este de 5 ori mai puternică decât o bară de oțel de aceeași grosime, dar nu este la fel de elastică, este rigidă și se poate fractura la impact. De aceea se rup oasele. Corpul uman detectează gustul în 0,015 secunde. Acest proces durează mai puțin decât clipitul. Papilele gustative nu pot să fie văzute cu ochiul liber. Acele bobițele micuțe care sunt pe limbă sunt papile pe care se află papilele gustative. Modul în care ne vedem corpul este ciudat, mai ales atunci când ai în vedere că în corpul uman sunt de 10 ori mai multe bacterii decât corpul uman, decât celule ale corpului uman. Deci suntem mai mult bacterie. Iar creierul are 86 de miliarde de celule nervoase care sunt legate între ele de 100 de trilioane de conexiuni, mai multe decât stelele din Calea Lactee, și având în vedere că avem atât de multe celule nervoase, e normal să fim nervoși mereu. Cea mai mare celulă din corpul uman este oul, care de-abia se vede cu ochiul uman, dar e destul de mare încât să fie observată. Iar în lupta spre a ajunge la acel ou se vor bate între 140.000 și 300 de milioane de spermatozoizi pe milimetrul pătrat. La fel ca și amprentele mâinii, amprenta limbii este unică fiecărui om, și în fiecare oră tu vei elimina 600.000 de particule de piele, cam 700 de grame pe an, iar până la vârsta de 70 de ani vei pierde mai mult de 30 de kilograme de piele. Intestinul subțire în adulți are între 6 și 8 metri, în principiu până la de 4 ori mai lung decât este omul înalt. Picioarele tale au 500.000 de glande sudoripare și pot să producă o jumătate de litru de transpirație pe zi. Strănutul uman călătorește cu peste 160 de km la oră, iar unghiile mâinilor nu cresc cu aceeași viteză. Mâna pe care o folosești mai des sau cu care scrii va fi cea la care unghiile vor crește mai rapid. La mâini cresc mai rapid decât la picioare și mai rapid la degetele mai lungi. Acum îmi dau seama de ce întotdeauna la mâna dreaptă trebuie să-mi tai unghiile mai devreme, iar la stânga mai târziu. Corpul uman este format din 7 octilioane de atomi. Ficatul este cel mai mare organ intern și este singurul organ care se poate regenera. Totuși, dacă îți afectezi ficatul des, până la urmă vei lăsa inclusiv cicatrici pe acest organ. Creierul uman folosește la fel de mult curent electric cât un bec de 10W, deci 10W. Există atât de multe celule nervoase în creierul uman încât ți-ar lua 3000 de ani să le numeri. Cuvântul organ vine din cuvântul vechi grecesc, organon, care înseamnă instrument sau unealtă. Se știe că pielea este cel mai mare organ de pe corpul uman și cântărește între 3,5 kg și 5 kg. Are între 1,7 și 2 metri pătrați, cam cât covorul tău din living sau cât un preș pentru yoga. Într-o persoană care are cam 70 de kilograme, scheletul va cântări doar 7. Iar în timpul vieții, o persoană normală va merge pe jos 160.000 de kilometri. Ar înconjura pământul de 4 ori. Și tot în perioada aceasta de timp, va consuma cam 30.000 de kilograme de mâncare. Cei mai rapizi mușchi din corpul uman sunt cei care îți fac ochii să clipească. Se mișcă în mai puțin de 1% dintr-o secundă pentru a acționa. Până la 10% din zi este petrecut
trecută clipind și într-o singură zi vei clipi cam de 11.000 de ori. Asta a fost tot pentru azi, am mai descoperit încă o grămadă de lucruri uimitoare despre corpul uman, care sper să vă fi înviorat puțin ziua sau să vă fi învățat câteva lucruri ciudate noi despre această mașină numită omul. Trebuie să avem mare grijă de ea pentru că alta nu primim, așa că atenție, piesele se găsesc cu greu. Promovarea pe care am făcut-o în Nameless în acest episod este destul de amuzantă. M-am trezit pur și simplu cu donația în cont și omul mi-a trimis link spre canal și a zis, uite, pe ăsta trebuie să-l promovez. Mi-a luat două zile până am dat de el, am dat de fratele lui mai întâi și el i-a transmis fratelui său, vezi că, atenție, că mere te caută, ca să aflu cine e, ce vrea, link-ul nu funcționa, a fost o nebunie întreagă și sper că v-ați abonat la canalul lui dacă vă plac clipurile de genul, o mai insistat să-i fac promovare și am făcut. Nu uitați să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut-o deja, până data viitoare eu sunt Alex Cosma, o să fiu și după aceea, dar până data viitoare eu sunt Alex Cosma și atenție, cad mere.